Recent a avut loc ședința membrilor, cercurilor și cluburilor de istorie din Câmpulung, iar unul dintre subiectele discutate a fost apariția unei noi reviste care să reunească edițiile precedente a celor patru publicații dispărute recent. Multe publicații au dispărut din cauza că acestea nu mai pot fi susținute financiar. În ultima ședință de lucru cu reprezentanții Cluburilor de literatură, artă, epigrame și așa mai departe, pe mai multe segmente, s-a convenit să realizăm o revistă a mușcelenilor. O revistă care să cuprindă mai multe segmente ale culturii, și astfel, ca să fie mulțumiți toți cei care o să parcurgă paginile acestei reviste. Și anume, vă spun așa, în mare, o să cuprindă literatură, poezie, istorie, artă, social, spiritualitate și umor. Este necesar ca mușcelenii noștri și nu numai, bineînțeles, toți doritorii de cultură, să afle toate câte, câte se întâmplă frumos în această cetate a mușcelului. În toamnă se așteaptă prima apariție a noii reviste și tot atunci va apărea și numărul 19 al revistei ACIDAVA.